Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Dragii mei, la mulți ani, să fiți bucuroși, să vă bucurați de zilele voastre. Văd că a apărut și 10 de cupe, probabil că în această perioadă măcar să vă oferiți timp să vă bucurați de viață, că știu că sunteți unii cam dezamăgiți. Dar e perioada voastră, simțiți-vă bine. Poate că odată cu aceste evenimente sau cu acest ciclu pe care îl încheiați și îl începeți, un alt ciclu, un alt capitol, poate vă concentrați mai mult pe fericirea voastră. Autentică. Autentică, autentică. Pe creșterea voastră spirituală, unii variază, depinde unde sunteți, că unii sunt mai evoluați, alții mai puțin, dar apare Marea Preoteasă. Posibil că unii visați să fiți fericiți de dreptul vostru, cu cât visați, cu atât mai bine, aveți șanse să materializează, trebuie să și acționați. La capătul setului de cărți, dorință, interesant, 20, 10 și 20. Trebuie să renașteți, să judecați bine, de fapt, ce vă doriți în viață. Și cum să materializați astfel de monede, exact ce am zis mai devreme, 2 de monede, cum să vă echilibrați viața. Ce priorități, ce alegeri, ce, eu știu, virtuți, ce... ce e aici? 6 de aer și 5 de monede. Aveți de echilibrat între o situație sau niște tendințe care v-au adus... În primul rând, cred că... Ia dați-mi un pic, băie. Niște probleme la locul de muncă sau dependență de un loc de muncă, dar e doar o impresie că sunteți dependenți de acel loc de muncă. Unii dintre voi aveți de schimbat, de îndrăznit să pășiți pe un drum nou sau să studiați cu astfel de monede, să studiați cum să vă împliniți dorințele. Nu să stați în acele programe financiare, profesionale. Da? Aveți și voi de învățat unii, da? Nu e pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi clar e mesajul. Gândiți-vă cum să fiți fericiți, nu să e la stabilitatea voastră financiară, că odată fericiți vă și manifestați stabilitatea. 3 de monede de iar. Și Male Preot a fost prima carte care a apărut. Este profesorul. Iar studiați cum să creșteți financiar, dar nu uitați de aspectele spirituale, că 3 de monede, chiar dacă reprezintă monede, bani, profesie, totuși e o catedrală. Construiți practic creșterea voastră spirituală. Consilierul, profesorul, ghidul. Aveți credință cu Marele Preot. Aveți credință, ia uite, că veți avea dragoste, că veți avea abundență, chiar dacă unii dintre voi sunteți în transformare, după niște evenimente neașteptate, după separări, de persoane care nu vă făceau bine. Cât atracție o fi fost între voi și acest personaj din trecut, diavolul, încheiați capitolul, pentru că acel personaj nu vă făcea bine. Ia uite, o nouă lume. Steaua. Aveți de vindecat. Aveți, aveți. E un personaj din trecut care v-a adus pur și simplu, v-a adus mult rău. Aici a apărut ceva? Nu. Hai să vedem. Poate din familie pentru unii cu diavolul, poate la locul de muncă. Interesant, 10 de foc. V-ați cămars bateriile, aripioarele, dar e șansă de renaștere. Pentru asta trebuie să vă conectați și la apa voastră, la emoțiile voastre. Oh, ce conflicte, ce e aici? Interesant, vrea să apară? 2 de cupe. Și problemele financiare. Emoții și intelect. Trebuie să vă găsiți echilibru între minte și suflet. Pentru că ori
pasiune, o pasiune netemperată vă poate consuma pe termen lung. Vă poate ajunge, vă aduc, mai ce am. Pe termen lung vă poate aduce chiar traume. Poate nu întâmplător a apărut 10 de cupe. Da? Gândiți-vă la fericirea voastră într-o atmosferă armonioasă, nu conflictuală. Cer și pământ între cer și pământ. Trebuie să echilibrați iar mentalul cu sau idealul, mai bine zis, în sensul de mental ideal. Cum gândiți și cum materializați. Și are o chestiune, dacă sunteți negativ, se manifestă negativul. Dacă sunteți pozitiv, se manifestă pozitivul. Și la nivel financiar și relațional și ce mai vreți voi. Iar gândul este foarte important. Precum în cer, precum în cerul minții voastre, așa și pe pământ, în viața de zi cu zi. Asul de bâte. Puteți să manifestați o nouă lume, un nou proiect, o nouă variantă a voastră, un succes, abundență, care vă va transforma viața. Da? Odată, de două ori, de trei ori. Regina de monede, tatăl și șapte de spade. Sper că nu sunteți voi cei care vă fixați pe acest cuplu. Dacă vă fixați pe acest cuplu, vă cam păcăliți cu șapte de spade. Dacă vă fixați să fiți voi persoană de succes și să vă atrageți persoane de succes, aveți grijă la niște... Că e bine să fii concentrat, să-ți dorești, da? Să știi exact ce-ți dorești. Dar aveți grijă la... Iar felul în care priviți, judecați, gândiți, șase de cupe, ce frumos. Ori un prieten, o prietenă vă oferă alinare sau o ființă empatică. Da? O persoană empatică. Sensibilă. Vă oferă. Nu știu dacă un cadou, cât o energie benefică din suflet. Destinul vă ajută să vă schimbați destinul între șase de cupe și șase de aer. Șase, șase și 16. Interesant, destinul are numărul turnului. Evenimente neașteptate. Iar aer, apă și pământ, da? Aveți grijă cum gândiți. Pentru că, repet, ceea ce gândiți se manifestă. Cineva vă arată că trebuie să fiți în gânduri și emoții pozitive ca să vă atrageți pe pământ destinul pe care îl meritați. Dar destinul creați acolo sus. Dar în echilibru, repet. Repet pentru că e important. Ia uite, doi de monede. Ce faceți? Da, iar sunt niște lecții importante de viață în această perioadă. Regina de cupe la capătul setului de cărți, minte și corp și trei de cupe. Iar echilibrați-vă mintea și corpul. Stresul vă aduce probleme în fizic. Așadar, curățați-vă de orice stres, dezamăgiri, de stringuri, de povești de dragoste neîmplinite. De gelozii,
Sau de persoane geloase, da? Regina de cupe. Puteți să fiți chiar voi. Conectați la emoțiile voastre. Bine ar fi. Dacă nu, cineva vă arată. Energie feminină. Conștientă de puterea iubirii și a emoțiilor. În fine. Turnul, iar evenimente neașteptate. Soarele nu vine să ascende, nu dumneavoastră în gemeni odată. De două ori. De trei ori. Interesant. Destinul vostru este, să zic, la răscruce de drumuri. Aveți 6 și 6, de o parte și de alta. 6 este casa muncii, dar și casa sănătății. Iar poate unii aveți un job stresant. Trebuie să faceți, să jonglați, să faceți multe chestii. În același timp sau într-un timp scurt. Tot e balanță, da? Și e casa 6 a muncii. Dar cineva vă arată că dacă sunteți în echilibru, puteți să aveți și succes, dar să vă păstrați și sănătatea, pentru că în ritmul ăsta s-ar putea să vă afecteze. Mare grijă! Regele de cupe și regina de cupe, 7 de cupe. Iar 8 de cupe. Iar cineva vă arată cum să fiți echilibrați. Soarele și 6 de monede. O energie feminină. Dar pentru asta trebuie să lăsați confuziile. Și să vă ascultați sufletul. În fine. Nu mai știu dacă am tăiat. Mai tai încă o dată. Dacă au... Mesajele au sens în felul lor. 3 de bâte. Așteptare, eventual. Așteptări. Sau aveți așteptări. 9 de spade. 5 de monede. În primul și în primul rând, 3 de bâte este cartea expansiunii. Mentale, emoționale, fizice, spirituale. Rămâneți în credință, în speranță, repet, cineva vă arată. Vă așteaptă. În ce sens? Vă așteaptă să lăsați în urmă, că trei de bâte lasă în urmă, stresul, problemele financiare. Lăsați-le în urmă. Totul începe în mintea voastră și apoi urmează să pășiți în această călătorie, eu știu, a vieții voastre, pe care o rescrieți în aceste zile, cu ocazia zilei voastre de naștere. Unii dintre voi, 9 de spade, că e semn de aer, sunteți foarte stresați, foarte dezamăgiți, plângeți, nu dormiți noaptea, aveți fiecare motivele sale, dar vedeți că vă afectează mai mult decât credeți. Ia uite, schimbați energia, am vrut să treacă cu coada ochiului, schimbați energia, îndrăzniți, ia uite, valetul de bâte. Îndrăzniți o nouă cale, un nou proiect, să comunicați altfel. Da, unii dintre voi sunteți dezamăgiți în dragoste. Da. Asta e. Îndrăzniți ceva nou ca să ieșiți. Nu știu, faceți artă. Haideți la un workshop, dacă vreți. Ia, 3 de bâte. 2 de bâte, ia uite. Și regele de cupe. Mai vedem. Deocamdată sunt planuri. Poate vreți să călătoriți, ar fi minunat ca să ieșiți din stresul acesta, pentru că este clar, vorbesc despre
unele persoane cu planete în zodia gemenilor care sunt foarte stresate. 9 de spade. Faeton, iar lăsați în urmă, faetonul este foarte determinat, iar călătorie. Poate v-ar face bine o vacanță. Faceți planuri. Chiar dacă nu aveți bani, ceva mai ieftin. O plecare de o zi și așa contează. Că tot a fost 1 iunie, bucurați copilul interior din voi. Nu vă mai blocați fericirea. Cu cât stați în energia asta, cu atât vă blocați. Poate plângeți că cineva v-a lăsat în urmă, interesant cu faetonul, și s-a dus către destinul său. Asta e destinul, da? Dar voi aveți altul. Și dacă Dumnezeu v-a separat, înseamnă că și voi trebuie să vă împliniți destinul vostru, nu? 5 de monede. Nu vă mai concentrați pe faptul că cineva v-a părăsit, ci ce faceți, sau poate nu v-a părăsit, poate voi ați părăsit iar, ci ce faceți. Perspectiva contează. Magicianul. Stresul manifestă probleme financiare. Stresul manifestă abandon, neîncrederea în tine sau în cealaltă persoană. Da, ok, tu te crezi bine, da? Dar n-ai încredere în cealaltă persoană, se manifestă prin abandon. E o traumă, probabil, pe care o aveți de mult timp și o manifestați în continuare. Orică n-aveți încredere în oameni, orică n-aveți încredere în voi. Nu vreau să dau lecții de psihologie, sunt alții mai buni la capitolul ăsta, dar e o chestiune, da? Învățați să manifestați. Gândiți că sunteți victorioși, că reușiți, că aia, aia și vedeți ce... Ia uite, temperanța. Cineva vă arată. Cum se manifestă succesul? Vă așteaptă alte pasiuni, dacă ați, repet, dacă ați fost dezamăgiți într-o, eu știu, poveste mai specială, să zicem, specială, puteți să vă vindecați de acea poveste și să vă regăsiți sau să vă găsiți destinul, victorile voastre. Cavalerul de monede, izvorul. Mergeți cu răbdare către profunzimile sufletului vostru, vindecați acolo și apoi veți vedea cum atrageți persoana potrivită, dar în momentul în care sunteți vindecați. Uite că tocmai a fost astăzi la o mănăstire care și care hramul izvorul tămăduirii. Poate, e o idee. Uite, judecata, renașteți. Împreună cu sufletul pereche veți renaște, veți avea parte de dreptate. Dar care e sufletul pereche? Persoana pe care v-ați fixat sau cea pe care o am manifestat în putere, în echilibru, în autoritate? Că oamenii care v-au întors spatele, e clar că i-ați manifestat că nu erați pregătiți, că nu erați în autoritate. Nu dau, nu țin muzei să fiu, asta e. Ba, până la urmă dau lecția, asta e. Chiar dacă vă deranjează, doi de bute. Asta e un adevăr. Și eu îl trăiesc, soarele. Iar cineva vă inspiră. Eventual, pentru unii dintre voi, poate vă inspirați o anumită persoană cum să iasă din stres. Posibil și asta. 8 de bute. 3 de monede. Da, o fi fost o pasiune care s-a încheiat. Regele de bute, moartea. 4 de bute. Sau responsabilități acasă, sau la locul de muncă. Dar lăsați-le în urmă, găsiți-vă calea voastră, faceți-vă planuri conștienți de potențialul vostru. Faetonul. Puterea. Ia uite ce frumos.
Cavalerul de spade. Da, depăși strădările. E o separare de cineva, niște evenimente neașteptate v-au pus la pământ, dar ia ridicați-vă. Faetonul, mergeți către putere și în momentul în care sunteți puternici, iar atrageți. Atrageți oameni pe măsura voastră, care nu vă trădează, care sunt loiali, care sunt protectori. Iar vă zic din experiența mea și din ceea ce văd în cărți, că și prin cărți înveți foarte multe. Magiciană. Patru de spade. Iar vindecare de abandon. Patru de spade. Meditați ce vreți să manifestați. Cum vreți să manifestați. Patru arcane majore deja. Și apoi plecați. Sau intrați în acțiune. Neapărat plecați. Intrați în acțiune. Dar pentru unii posibil să fie necesară totuși o mică vacanță. Aud. Măcar o mică vacanță. Sau poate cineva vine spre voi, soarele, o persoană dragă, sau voi vreți să mergeți înspre o persoană specială pe care o vedeți într-un anume fel, care vă dă putere, vă ajută să vă eliberați iar, să vă vindecați. Posibil să fie o întâlnire care implică și comunicare. Da, asta văd. Poate o prietenie, poate un parteneriat. Dar trebuie să faceți, să acționați, da? Poate că nu puteți să comunicați acolo unde sunteți și trebuie să călătoriți împreună și să dezbateți niște subiecte foarte sensibile. Trebuie să fiți vulnerabili și atunci trebuie să călătoriți într-un loc. Să fiți doar voi și să vă întăriți, să vă susțineți, să vă energizați. Pentru că aici este magicianul, zodia voastră. Unii dintre voi sunteți cam depresivi. Da, am zis că cineva vă dă o mână de ajutor. Ia uite, șase de cupe, un suflet pereche. Și sufletele perechi nu trebuie să fie neapărat povești de amor. Pot să fie prietenii, oameni care te ajută la nevoie. Nu întoarce spatele destinului. Sau nu priviți din perspectiva asta dezamăgită de viață, cu amărăciune, cadoul. Pentru că degeaba. Dacă îl priviți cu amărăciune, e trist. Hai să mai clarific o dată. Soarele. Nouă de bâte. Și împăratul. Da. Da, sforul e cățelul. Nu și pe putere. Artistul. Însă poate să fie o prietenie în care învățați determinarea dintr-o altă perspectivă. Mult mai flexibilă, mult mai conectată la alte vibrații, la alte realități, la alte dimensiuni. Uite, diavolul. Luna.
Lumea. Da, încheiați. Mai, trebuie să vă eliberați, să încheiați capitolul cu un fost, o fost, o persoană toxică din viața voastră și să vă dați dreptul și luna și stea să visați la destinul vostru și apoi să faceți strategii, eu știu, să gândiți strategic, să investigați, să descoperiți cum să manifestați, cum să materializați destinul vostru. Unii dintre voi visați la o femeie specială, cu soarele și cu steaua, dacă sunteți bărbați. Dar luați-vă mesajele cum sunt. Sau, în fine, cum se potrivesc în viața voastră. Dar iar cineva vă arată. Aici este capcana rațiunii. Overthinking, da. Ce înseamnă să gândești prea mult? Da, somnul rațiunii naște monștri, dar și prea multă gândire te îmbolnăvește. Da, apare faetonul, puterea și artistul, care e arcană majoră în aceste cărți. 23 este 5. Creativitatea, folosiți-vă creativitatea. Învățați, da, de la artiști, cum ei se aruncă în alte realități, iau cei mai buni și aduc aici, în prim plan. Nu e doar așa o... Hai să visăm. Să trăim în confuzii. Nu, nu, e materializare. 4 de spade și magicianul. 6 de pute. Da. Întoarce spatele blocajelor. Vedeți cum stă artistul. Întoarce spatele blocajelor și rămâneți deschiși către victorii. Iar, repet, cineva vă arată calea. Pentru unii dintre voi, dacă sunteți într-adevăr în postura în care arătați voi calea altora, e minunat. Minunat. Iau, temperanța, vindecare, echilibru între două suflete. Hai să vedem totuși și celelalte cărți. Da. De două ori. Trei ori. Magicianul, ce frumos! Aveți toate resursele. Iau, steaua. Să vă împliniți destinul. Iar cineva vă arată cum să manifestați. Vă rog frumos, mai documentați-vă. Eu v-am tot invitat la discuții pe unii. Dar dacă nu vrei să afli și vrei să stai în stres, nu te mai minuna că manifesti ce manifesti. 4 de bâte, faetonul și 4 de spade, a doua oară 4 de spade. Și 6 de bute iar a doua oră. Tot aici, în această variantă. 9 de cupe. Iar. Lăsați oamenii care v-au dezamăgit. Vindecați-vă. În 4 de spade aveți o temperanță aici. Vindecați-vă. A spus gata, s-a terminat, am încheiat subiectul. Asta e. Iar 6 la locul de muncă. Cineva vă arată cum să fiți fericiți în 2. Victorioși. Sau poate, repet, voi. Depinde de poziție. 3 de spade. Urmează să vă vindecați. Mai e pentru unii mai mult, pentru alții mai un pic. 4 de bâte. Ia uite, regele de bâte. Da, e un personaj care probabil a fost căsătorit sau este căsătorit, lăsați în urmă și v-au dezamăgit. Poate a spus pe un piedestal interesant cu soarele. Pentru unii dintre voi.
îndrăgostiții. Da, e o dezamăgire. Ok. Toți am avut dezamăgire, da? Ieșiți. Faetonul a doua oară. Mai. Eliberați-vă. 9 și 8. Eliberați-vă de programe, de karmă. Eu te împărăteasă. 9 de spade. Sunteți stresați de soția cuiva, de ce? Sau de o anumită femeie, dacă sunteți bărbați. Dar stresul nu te ajută să o manifesti. Sau poate unii aveți o mamă stresantă, iar vin cu alte mesaje. O mamă! Uf! Uf! Dăm pe 8 de spade. Eliberați-vă! Uf. Trebuie să vă împliniți destinul vostru, nu ce zice mama, tată. Iau, te remit-o. Clar, înțelegeți. Treceți unii dintre voi prin noaptea întunecată a sufletului. Dar unii sunteți la început, alții, eu știu, în mijlocul poveștii, alții mai aveți un pic și ieșiți, da? Eu sper să ieșiți cât mai repede. Iau, de soarele. Într-adevăr, bucuria e în doi. Dar când ești într-o altă poziție, nu de victimă, 9 de spade, 8 de spade, nu, nu, ci de cuceritor. Acolo e bucuria. Iau, te judecată, renașteți. Gândiți, una e să exagerați cu gândurile negative, cu programe, și alta e să gândiți, conectați și la alte dimensiuni și să primiți informații din astral, și să meditați cu eremitul la ele, să le alchimizați cu temperanța și apoi să înțelegeți cu soarele trezirea. Da, ok. Vreau să fiu fericit, ia uite, 3 de cupe. Regina de spade, dreptul vostru, regina de spade să fie fericită. Începeți cu prietenii și apoi, prin prieteni, intrați într-o vibrație și vă atrageți altfel de oameni. Rege de băte. Ia uite, 9 de spade. Prea stresați pentru acest personaj. Prea stresați. Ia mai dați încolo. Mai dăm o carte. Da. Ia studiați un pic altceva. Implicați-vă munca, gândirea. Studiind ceva. Citind ceva. Nu gândindu-vă la o persoană care v-a dezamăgit. Da? Mersi mult de inspirație. Încheiați capitolul și începeți altul. Trei, trei, trei am văzut. Odată. Mesaj. Iertare, da? Ce frumos a venit. Iertați-vă și pe voi și pe cei care, eu știu, v-au pus în acest program. Ca să învățați. Sunteți fără limită, 4. Ce fain. Dar aveți un suflet pereche care vă arată. Vă atrage, vă îndeamnă. Nu personajul care v-a rănit, nu, altcineva. Dragostea face diferența. Veți vedea, veți vedea. În momentul în care lăsați acel trecut în urmă, veți vedea că dragostea face. Eu, nu, o poveste de dragoste, o romanță. Ia uite, concentrați-vă pe dragoste. Cineva vă arată. În cazul în care voi sunteți dezamăgiți, cineva vă arată. Vedeți frumos în fiecare. Sau invers, poate voi, repet, ajutați pe cineva să se vindece. Dar cine ajută să se vindece, să știți că a trecut prin traume, prin suferință.
Petreceți timp de calitate împreună. Și împreună nu trebuie musai să fie, uite, și aveți credință, nu trebuie să fie cu cine știe cine, cu oameni, prietenii voștri sau o persoană care, repet, vă arată, vă susține, vă ia alături. Da? Decât să stai stresat, mai bine stai de vorbă. Bine, aici este și cu pupici. Poate nu e musai cu pupici. Ia uite, asta e ceva fals. Poate o prietenie. Pentru unii o prietenie se transformă într-o romanță. Pentru unii. Drăguț. Și că da. Citiți și voi. Treceți de aceste neîncrederi pe care le aveți. Că stresul vine din neîncredere, da? O dată. De două ori. De trei ori. Relaxați-vă. Iar. Fiți atenți la detalii, dar nu într-un mod stresant. În ideea cum să depășiți problema, nu de ce ați ajuns acolo. Acolo o să vedeți că nu o să reușiți să vă mai vindecați de ce ați ajuns acolo. Dar o să înțelegeți totuși ce am zis și eu. Că stresul nevindecare aduce către și mai mult stres, către și mai multă boală. Intrați în puterea voastră, faceți-vă timp să vă iubiți, faceți pace, liniște în mintea voastră, curățați-vă mintea de gânduri. Și arătați ceea ce trebuie să fie văzut. Nu uitați că sunteți iubiți. Nu de persoana care v-a dezamăgit. Poate, da, poate nu. Nu contează. Sunteți iubiți în general. De alte persoane. De univers. Da? Schimbați perspectiva. Faceți un pic de meditație. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și la mulți ani încă o dată. Vă pup, numai bine. Ceau, ceau.